Sprijiniți de România, am putea crește rata de absorpție a fondurilor europene din noile programe ce vor fi accesate de Republica Moldova în 2023. În acest scop, astăzi la Chișinău, se află mai mulți deputați din Parlamentul de la București, reprezentanții ai autorităților locale din România, inclusiv reprezentanții ai mediului de afaceri și sectorului asociativ care își împărtășesc experiența cu omologilor din Republica Moldova. Despre cum țara noastră poate să impulsioneze rata de absorpție a fondurilor europene, voi discuta în continuare cu invitatul ediției de astăzi, domnul Sorin Năcuță, deputat în Parlamentul României. Bună ziua! Bună ziua! Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră pentru prezență în platoul Moldova 1. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. În luna iunie, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Unii experți spun că acest statut ne oferă mai multe beneficii sau este mai avantajos, pentru că în această perioadă țara noastră va beneficia de suport financiar consistent din partea Uniunii Europene pentru a se dezvolta. Așa a fost și în cazul României? În 2007 România a aderat la Uniunea Europeană. Era singura soluție pentru modernizarea, pentru creșterea nivelului de trai și pentru consolidarea democrației cât mai repede în România. Erau mulți sceptici, să spunem, privitor la valorile occidentale, aveau chiar temeri legate de identitatea națională, de înstrăinarea patrimoniilor, a resurselor. Și aceste teme ne-au dominat mulți ani după aderare, iar acum, în perioada aceasta dificilă, chiar reapar și sunt întreținute de unele forțe extremiste și chiar din o parte din media din România. Este clar că după aderarea la Uniunea Europeană, prin libera circulație, prin drepturi egale ale cetățenilor români cu ceilalți cetățeni din Uniunea Europeană, mă refer aici la dreptul la muncă, la studiu, libera circulație, dar și la infuzia de fonduri pentru investiții, România s-a modernizat continuu. Cetățenii trăiesc cu siguranță mult mai bine și, spun eu, și mai sigur sub umbrela Uniunii Europene și NATO. Pentru a beneficia de acest suport financiar pe care ni-l va oferi în continuare Uniunea Europeană, autoritățile și țara trebuie să fie pregătite de o absorpție corespunzătoare a fondurilor comunitare. Ce sfaturi și recomandări le-ați dat colegilor și omologilor de la noi astăzi la evenimentul? Vreau la care să punctez că apreciez enorm inițiativa Institutului de Implementare și Expertizare a Proiectului din Republica Moldova și a celorlalte entități, organizatorul evenimentului de astăzi, din România, ANCOM-ul și alte asociații și alte instituții, pentru că ceea ce fac ei este un exemplu de bună practică. Așa trebuie să se întâmple. Am participat cu drag la mai multe evenimente, la mai multe întâlniri cu edili din Republica Moldova, cu directori de instituții, cu președinți de consilii raionale, și scopul acestor întâlniri are un obiectiv două obiective principale, aș putea spune. Unul din el de pregătire, de informare, de pregătire a managerilor de proiecte și de informare, de pregătire a celor care doresc să implementeze proiecte din acestea. Nu ascund faptul și nu este un secret că România este la fel de interesată ca Republica Moldova pentru integrarea în Europeană a Republicii Moldova și atragerea fondurilor comunitare, pentru că în afară de identitatea de istorică, de limbă, de cultură, ce vorbim toată ziua noi ca și românii de o parte și de alta a Prutului, avem și un interes în implementarea proiectelor comune, fie ele strategice, cum ar fi în interconectarea energetică, infrastructura de transport, infrastructura la nivelul instituțiilor și comunităților. Iar întâlnirile acestea au un rol esențial, repet, pentru pregătirea preaderării și absorbției de fonduri europene. Eu sunt ferm convins că o parte din
specialiștii din Republica Moldova au deja și primari au deja experiență în aceste fonduri, dar cu siguranță sunt unele obiective de care și unele greșeli de care trebuie să se țină cont. Astfel că am și punctat astăzi în prezentare acolo și au fost și specialiști de la Consiliul Județean Iași, experți în implementarea proiectelor europene și am punctat că, în primul rând, trebuie să avem specialiști foarte bine pregătiți în domeniu, apoi trebuie să existe o prioritizare de la nivelul instituțiilor guvernamentale către comunități a acestor proiecte, pentru că nu avem pretenția că România a implementat cu succes și a beneficiat, a folosit toate oportunitățile acestor fonduri. Am făcut proiecte care nu sunt utile, am făcut proiecte care n-au o eficiență maximă și atunci acest schimb de experiență, aceste întâlniri au rolul tocmai de a învăța din experiența proiectelor implementate. Și nu în ultimul rând, așa cum spunea și domnul director al Spitalului de Urgență din Chișinău, am avut ocazia să discutăm astăzi, trebuie mult curaj în implementarea acestor proiecte, trebuie transparență și multă seriozitate și mai trebuie un lucru important. Deci pregătirea aceasta nu trebuie să se facă doar la beneficiarii direcți, la edili, la directori de instituții, deci trebuie o pregătire și o predicție și din partea instituțiilor guvernamentale, pentru că trebuie stabilite bine sursele de cofinanțare, dar dacă în momentul în care se lansează aceste ghiduri sau se lansează planurile de finanțare, Republica Moldova nu este pregătită la nivel instituțional pentru cofinanțare, se vor pierde timp și bani în acest proces. Și încă un punct și am încheiat, tot din experiență vă spun că cu regret că după implementarea unor proiecte, în urma verificării autorității de management a proiectelor și a instituțiilor europene, a fost și cazul când au trebuit făcute corecții pe aceste proiecte, adică comunitățile au trebuit să dea bani înapoi, nu puțin, câteodată și 25% din valoarea proiectelor și a fost o situație dificilă. Asta, în marea lor majoritate, au rezultat datorită neconformării legislației naționale, legislației pe achiziții, pe contractare și normele europene. Deci instituțiile centrale vor avea un rol esențial în următoarea perioadă și statul român și-a asumat această cooperare pentru a armoniza normele legale din Republica Moldova cu legislația europeană într-un interval cât mai scurt. Se monitorizează cu maximă atenție utilizarea acestor fonduri și aici mă refer la cei care ni le oferă la Uniunea Europeană și ce se întâmplă în cazul în care, ok, dumneavoastră deja ne-ați explicat ce se întâmplă în cazul în care proiectele nu sunt bune, eligibile și nu obțin finanțarea, dar în cazurile în care se depistează că acei bani au fost utilizați fraudulos, pentru că problema aceasta există în Republica Moldova, această problemă a existat și în România la un moment dat și vrem să învățăm de asemenea din experiență cum ați reușit să o depășiți. Am prezentat doar partea, să spunem, de pregătire. Nu, partea de corecție, care nu este neapărat din vina celui care implementează proiectul. V-am explicat și ce s-a întâmplat, mai ales cu proiectele operaționale de capacitate administrativă, adică pe primării. Dar se ajunge până la imputarea, returnarea între tuturor fondurilor pe aceste proiecte, dacă se găsesc dovezi de fraud, așa cum spuneați dumneavoastră, și chiar își riscă libertatea, să spunem, cei care fac aceste greșeli. Republica Moldova se confruntă în prezent cu mai multe crize energetică, de securitate, economică, care după invazia declanșată de Rusia, pornită de Rusia în Ucraina, aceste crize au devenit mai dificil de gestionat. Care ar trebui să fie prioritățile autorităților atunci când vor veni acești bani? Să știți, criza ne afectează pe toți, și europeni, și cei din comunitatea europeană, și cei din afară. România simte din plin aceste
creșteri de prețuri, inflația, greutatea în aprovizionarea cu gaz și cu combustibil cu hidrocarburi, mai ales în apropierea sezonului de iarnă, pentru că sunt cereri foarte mari. Eu, speranța mea că cu toții facem efort și România și-a asumat alături de Republica Moldova niște obiective din acestea strategice comune, vă spuneam, interconectarea energetică, atât la gaz cât și la curent electric se întâmplă. Ajutor din partea României se pregătește, iată, încă un sprijin și financiar și pe cantitățile de gaz pentru la iarnă. România are o situație favorabilă, să spun, în raport cu unele țări din Uniunea Europeană, pentru că avem și resurse, atât pe partea de gaze cât și pe partea de energie electrică, dar principalele obiective, așa cum vă spuneam, trebuie să fie pe aceste interconectări, astfel încât să ne fie mult mai ușor cu circulația energiei și a gazelor către Republica Moldova și rezervele pe care România le dezvoltă atât în platforma Mării Negre cât și pe suprafața terestră ar trebui să și ține cont cu siguranță și de necesarul pentru Republica Moldova. Iar fondurile care vor veni trebuie prioritizate, investite mai ales în domeniul infrastructurii energetice, dar și în domeniul eficienței energetice, pentru că cea mai bună sursă de energie este economisirea. Și Uniunea Europeană, atunci când oferă aceste fonduri, trasează clar niște priorități sau ține cont în mare parte de necesitățile acelei țări? Uniunea Europeană clar nu a fost pregătită pentru nici pentru criza pandemică, dar nici pentru criza energetică. De aceea sunt țări cu economie puternică și sunt foarte afectate. Nu dau nume pentru că sunt aproape toate țările afectate. Și neavând un protocol, o strategie standard pentru astfel de momente, astfel de crize, încearcă acum să-și reorienteze strategia de finanțare către domeniile acestea pentru asigurarea securității energetice. Și România urmează să renegocieze cu Uniunea Europeană acest domeniu de investiții pe inițiativa Uniunii Europene Power EU, cea care va pune accent pe mare măsură pe dezvoltarea infrastructurii, a capacităților de stocare și inclusiv pe valul renovării, pe ceea ce vă spuneam mai devreme, că cea mai bună sursă este economisirea. Faptul că Republica Moldova este fragmentată din punct de vedere teritorial-administrativ poate reprezenta o problemă în procesul de absorpție a fondurilor europene? Nu știu la ce vă referiți când spuneți fragmentată Republica Moldova, dar să știți că fondurile se apelează, sau mă rog, de fiecare comunitate în parte. Mă refeream că avem o autonomie găgăuză, mai avem o altă regiune necontrolată constituțional. Am înțeles. Asta a fost, cred, problema aceasta a fost ceea ce a îngreunat procesul de aderare Republicii Moldova. Cred că situația de securitate actuală a urgentat sau a făcut mai tolerante condițiile de aderare pentru Republica Moldova și cu siguranță se vor găsi soluții corecte și aplicabile pentru ceea ce spuneați dumneavoastră. Știți, după ce am obținut acest statut, așa cum am zis, de țară candidată la aderare, și oferindu-ne acest suport financiar, cred că acest lucru s-a întâmplat și în cazul României. Într-un fel, țările care își doresc să adere ulterior sunt ajutate să ajungă la nivelul de dezvoltare a celor care fac parte din Uniunea Europeană și, de fapt, să îndeplinească toate condițiile de preaderare. Vorbim de condiții de preaderare, ele sunt mai ușor de atins cu sprijinul României, cu schimbul de experiență,
Cu implementarea în comun a acestor proiecte bilaterale, v-am spus, strategice sau pe comunități, cu adecvarea normelor legislative, dar după aderare, acest target de a ajunge la același nivel de dezvoltare cu statele europene ține de fiecare stat, de cât de bine se administrează și cât de interesat este guvernarea din statul respectiv pentru a ajunge la standardul țărilor din Uniunea Europene dezvoltate. Nu pot să spun că România a ajuns la un standard echivalent cu cele mai dezvoltate state din Uniunea Europeană și noi am avut sincope și noi am avut am pierdut oportunități de finanțare și ca atare va ține foarte mult de conducerea Republicii Moldova faptul că aceste obiective să fie atinse. Domnule Năcuță, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și mulțumesc și României pentru expertiză și pentru ajutorul pe care ni-l oferă în parcursul acesta ales de țara noastră de integrare europeană. Mulțumesc și eu. Să știți că după alegerea în funcția de președinte a doamnei Maia Sandu, România a devenit mult mai optimistă și s-a implicat mult mai mult, ați văzut și în declarații și la nivel concret pentru parcursul european al Republicii Moldova. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Noi continuăm cu altă știre.